Bun. Acum că am formatat textul, putem să vedem că încape în pagină, chiar rămâne niște spațiu liber înainte să terminăm formatările, dar mai avem câteva elemente importante de adăugat, să formatăm intertitlurile corect, să formatăm literele astea mari de la începutul unor paragrafe și să adăugăm ce este aici cu bold numele unor persoane. În primul rând, intertitlurile. Aici vom folosi, revin la setările de caracter, Adobe Garamond Pro, pe care l-am folosit și la proiectul anterior, versiunea Italic de 17 puncte. Și ce mai trebuie să facem este să adăugăm puțin spațiu între intertitlu și text. Vedeți și aici și dincoace, trebuie să poată să respire puțin. Și atunci voi selecta sau voi da doar click în acest text, nu contează foarte mult, îl aduc aici sus să se vadă un pic mai bine. Și din nou trec la setările de paragraf. Și vedeți că am aici aceste două setări. Spațiu înainte și spațiu după un paragraf. După acest paragraf, noi vrem să avem un rând de spațiu. Știm deja că un rând este egal cu 10 puncte ca înălțime, deci o să adaug aici, unde e pătrățelul sub liniile de text, 10 puncte, știe InDesign automat că este puncte, și va crea un spațiu liber. Nu dați Enter. Vedeți, așa mi-apare când dați Enter, aceste puncte verzi, P-ul ăsta întors verde, respectiv de altă culoare în funcție de ce culoare are layer-ul, îmi arată caracterele ascunse dintr-un text. Îmi arată spații, îmi arată Enter-uri, taburi, despărțiri în silabe și diverse alte semne care nu sunt vizibile de fapt. Eu le țin pornite de obicei ca să pot să detectez erori. Dacă nu le aveți pornite în meniu Type, Show Hidden Characters este ultima opțiune de aici pe care poți activa. Dacă vreți să le opriți, dați pe Hide Hidden Characters. Eu o să le țin pornite pentru că ele dispar oricum când trec în modul Preview. Dacă mă deranjează. Bun. Deci nu dați Enter pentru că, de exemplu, atunci când suntem la sfârșitul unei coloane sau la sfârșitul unei pagini, ne putem trezi cu acest rând la începutul coloanei următoare. Să înceapă pagina sau coloana cu un rând liber. Pentru că dacă dau Enter, ăsta există automat. Dacă, în schimb, vin aici și pun cele 10 puncte după paragraf, dacă acest rând este ultimul pe pagină, cele 10 puncte nu mi le pune la începutul paginii anterioare, că știe că este un început de pagină sau de casetă sau de coloană sau ce o fi. Deci este foarte important să nu folosim Enter, și vă va mai zice și Flavia asta, ca să aliniem. Bun. Aceleași proprietăți le are și următorul intertitlu. Deci avem Adobe Garamond Pro Italic, 17 puncte, vedeți deja se încalecă cu cei deasupra și o să vin aici să îi adaug, să se și vadă, să-i adaug un rând sub, de 10 puncte sub, și dacă ne uităm cum e în original, vedeți că bineînțeles că are spațiu și deasupra, dar are mai mult spațiu deasupra ca să fie clar că acest intertitlu aparține de textul care îl urmează, nu de textul dinaintea lui. E o chestiune de organizare vizuală care este foarte comună și importantă. Și o să adaug, deci, spațiu și în fața paragrafului. Este un paragraf chiar dacă este un singur rând de text. 20 de puncte ca să fie două rânduri. Vedeți cum se aerisește foarte frumos aici și de asemenea la intertitlu nu avem nevoie de aliniat. Deci selectez
din nou textul ăsta cu înmehedinți și vin aici unde am introdus acest aliniat de 10 puncte și pun 0. Respectiv selectez și în Dobrogea și din nou dau click aici și pun 0. Apoi, ce mai rămâne de făcut este să punem literele astea mari. Astea sunt o setare specială. Vom veni la paragraful ăsta. Din nou, nu contează ce avem selectat, pentru că vom schimba prima literă a paragrafului și este singura care poate fi schimbată. Și aici, la setările de paragraf, deci după alinieri și aliniate, respectiv spațierile între paragrafe, avem aceste două valori. Acestea controlează litera aia mare de la începutul unui paragraf pe care ați văzut-o, care se numește letrină. În engleză este drop cap. Cap de la capital letter, literă mare, drop pentru că cade câteva rânduri. Și vedeți, dacă țineți mouse-ul peste, zice drop cap, number of lines, drop cap, one or more characters, adică câte rânduri să coboare litera, prima valoare aici, și vrem, da, 1 este litera pe rândul ei, 2 e pe 2 rânduri, 3 e pe 3 rânduri. Și apoi putem să alegem și câte litere, dar în cazul ăsta vrem una singură. Deci, am făcut litera mai mare, într-adevăr avem nevoie de 3 rânduri, dar trebuie să schimbăm și fontul și nu avem nevoie de aliniat nici la acest paragraf. În primul rând voi scoate aliniatul și apoi selectez această literă și fontul este Bodoni URV Wide Extra Bold, cel pe care l-am folosit și pe copertă. Nu trebuie să schimbăm dimensiunea pentru că automat se va adapta să urmărească valorile pe care le-am dat aici, adică să coboare 3 rânduri. Același lucru trebuie să-l facem și la următorul paragraf care are această setare. Povestea primarului continuă. Povestea primarului continuă este aici. O să dau un click să mă asigur că acesta este paragraful în care lucrez. Și putem să facem operațiunile astea în orice ordine. Pot, de exemplu, să selectez acum litera P, să scriu Bodoni URV Wide Extra Bold, să schimb la setările de paragraf și să scot aliniatul. Și acum să vin să pun 3 rânduri aici și să selectez litera pentru că litera asta era gri și mă întorc la setările de caracter și de aici avem selectat negru, dar vrem să fie la un tint de 50%. Și exact același lucru și pentru cea de-a treia literă, elevii noștri servesc o masă caldă. Să vedem, cred că aici avem o eroare în text. Dacă căutați, veți găsi aici unde e fagera sau vizitat România acum 20 de ani. Levii noștri, lipsește spațiul și eul inițial. Și acum o să-l fac ăsta gri. 50%, o să schimb fontul în Bodoni și o să schimb paragraful să nu mai aibă aliniat și să fie 3 rânduri. Și acesta este textul nostru formatat. Ultimul lucru pe care trebuie să-l adăugăm este să facem aceste nume bold, Bela Iacovici, Gheorghe Popescu, Dragoș Nicolae și atâta e tot.
Gabriela Iacobici, voi selecta textul și de la setările de caracter aici în loc de roman pun bold. Și la fel și la celelalte, Gheorghe Popescu, bold și Dragoș Nicolae, bold. Bun.